Catalina și Vlad discutau despre ceea ce i-a spus mama lui Vlad. Zicea el că oamenii afară îi spun codiță din cauza tunsorii, are multe comentarii negative și că mama i-a spus să se tundă. Catalina i-a zis, păi ce treabă au oamenii de afară cu tunsoarea ta? Mie dacă îmi zic să mă tund la chelie, că îmi stă mai bine, eu mă tund la chelie. Vlad a asigurat-o că nu o să se tundă și încerca să o liniștească, era destul de necăjită Cătălina. Apoi am auzit-o spunându-i doamnei Loredana, care era pe cealaltă canapea, au zis cum îi zic lui Vlad, îi zic codiță și nouă ne zic că suntem legume pentru că nu comentăm materialele care sunt în live. Spune apoi Cătălina că asta e mentalitatea românească, că ea dacă iese afară și vede comentarii din acestea atât de urâte, va răspunde la ele că nu se poate abține. Vlad o liniștea și spunea că trebuie să-și vadă de treaba ei, că asta e, sunt și oameni care comentează negativ. Apoi Cătălina a zis că are dreptate pentru că spunea și Denisa că aici în competiție și dacă stai pe o canapea și nu zici nimic, tot vei avea comentarii din acestea.